Scenă incredibilă într-o parcare din Ploiești. O șoferiță care a parcat pe locul unui bărbat cu handicap a fost agresată de acesta. Omul și-a ieșit din minți când a văzut locul de parcare ocupat de mașina femeii și a vrut să-i dea acestea o lecție ca să respecte legislația rutieră. S-a ajuns însă la un adevărat circ. Scenele au fost filmate de oamenii care priveau din balcoane. Pe imagini se vede cum bărbatul nervos o îmbrâncește pe șoferiță, gesticulează semnal unei discuții aprinse și lovește și mașina. În încercarea de a scăpa, femeia urcă la volan, dar bărbatul cu handicap și soția acestuia deschid portierele automobilului cu intenția de a o bloca. Totuși, femeia a încercat să fugă cu portierele deschise, dar a lovit o altă mașină. După câteva minute de ceartă, șoferița a reușit să plece. Ulterior, în zonă au apărut și polițiștii, iar familia care a făcut scandal le-a povestit incidentul.